dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Aș vrea să începem dimineața cu foarte multă energie și voie bună și cu patru tineri care își fac debutul în muzică. Ei bine, în România se lansează o nouă trupă pop, se numește The Winners. Trupa este coordonată de Julieta și Romeo de Diu. Romeo este chitaristul trupei Holograph și a avut grijă de acești tineri și a pus pe calea cea bună. De asemenea, de ei se ocupă și Asociația Ferentar și trupa de teatru Playhood. Ei sunt din Ferentar și aș vrea să-i cunoașteți în această dimineață. Aș vrea să-i cunoașteți pe Mario, Ștefania, Anca și Alex. Bună dimineața și bine ați venit dimineața. La noi! Dimineața! Ce energie frumoasă aveți! Mulțumim! Aș vrea să, nu știu, să o luăm așa pe rând. Uite, Mario, te întreb pe tine prima dată. Cum ai descoperit muzica? Păi, cântam de când eram mic. Și datorită muzicii am ajuns la studiourile Ferentari, iar de acolo la colegii mei din The Winners. Aș vrea, Ștefania, să te întreb cum mai ai cunoscut pe colegii tăi din The Winners? Păi, cu Anca sunt prietene de când eram mici și cu Alex la fel, iar pe Mario l-am cunoscut prin studiouri. Sunteți foarte, foarte drăguți cu toții și voi două chiar semănați puțin, așa, nu știu, Anca, să spuneți că sunteți surori, nu-i așa? Da. Alex, cum a fost pentru tine experiența în această trupă până acum? Ați avut câteva experiențe, da. Un studio de înregistrare, filmarea unui videoclip? Eu de obicei am foarte multe emoții și a fost o experiență foarte benefică pentru mine, pentru că m-am expus în... În situații noi. E ok. Puține emoții și acum. E foarte bine și e foarte util că ați avut curajul să veniți într-o emisiune așa de dimineață. Știu că e foarte de dimineață, dar o să vă prindă bine experiența și faptul că reușiți să vorbiți în public. Practic, ești aici ca un soi de antrenament, așa cum poate faceți și la Playhood. Da. Aș vrea să vă întreb care sunt planurile voastre. Uite, Mario, încep cu tine. Văd că tu ești mai dezghețat așa un pic în dimineața asta. Planurile mele pe viitor e să continui în muzică. Și vrei să rămâi în această trupă? Îți place atmosfera? Sigur. Mi-aș dori ca pe viitor să mai fie proiecte de genul și noi să ajungem cât mai sus. Anca, între voi cum e atmosfera la repetiții? Ați avut momente în care v-ați ciundănit, n-ați fost pe aceeași lungime de undă sau vă înțelegeți tot timpul? Sincer, nu am avut niciodată momente în care să ne certăm. Ne-am înțeles mereu, am avut o atmosferă super plăcută mai tot timpul. Că au mai fost discuții, da, cum sunt în toate trupele, dar mereu suntem prietenuși și ne înțelegem super bine. Ștefania, despre melodia Cei ce visează, ce poți să-mi spui? Cum ați, când ați ascultat prima dată melodia și cum v-ați împărțit versurile, strofele? Strofele, versurile le-am împărțit cu domnul nostru de canto și piesa ne-a plăcut foarte mult de la început. Chiar am avut o plăcere foarte mare când am început să o repetăm, să o cântăm, să găsim tot ce trebuie să ni se potrivească cât mai bine. Și ne-a plăcut extraordinar de mult și încă ne place. Și aș vrea și eu să ascultăm în această dimineață și apoi să vă mai descos puțin și, bineînțeles, să vorbim și cu mentorul vostru. Așa da. Că, momentan, îi invit pe cei de acasă să asculte melodia Cei ce visează, o melodie a trupei The Winners, iar noi revenim în platou cât de curând, așa că rămâneți alături de noi. Și am uitat că am și eu destule.
că nu v-am dat deloc pe spate. Cu greutate v-am lăsat să mă cunoașteți cum sunt eu cu adevărat. V-a schimbat constant, m-a sabotat cele mai frumoase visuri din cauza voastră. Pe toate le-am îngropat, e adevărat. Prea multe am îndurat, e important că totul să înceteze. Zidurile din jurul meu urmează să cedeze. Trecutul îi se da și-a dau viața să se formateze. Să mă lumineze pentru că cei din jurul meu au dreptul să viseze. Mintea mea e limpede și clară, ca în o dimineață de vară, a dispărut orice îndoială. Îmi voi ridica din nou privirea, o să alung dezamăgirea și în locul ei. Mi se pare deja că The Winners este o trupă profesionistă și aș fi vrut să-i vedeți cum s-au coordonat foarte frumos imediat după ce a început clipul, știau unde să se așeze, pentru că ne dorim foarte mult să vorbim în această dimineață și cu mentorul lor, Romeo De Diu, chitaristul trupei Holograph, pe care pe această cale îl salut și spun bună dimineața și bine ați venit la Matinal. Bună dimineața, mulțumim pentru invitație. Și noi mulțumim că ați răspuns la apel atât de devreme dimineața și aș vrea să vă întreb cum i-ați descoperit pe acești patru tineri atât de talentați și atât de luminoși. Păi o să trăiesc să vă spun ceva despre proiect. Nu știu dacă ați făcut cunoștință cu ei, sunt Anca, Mario, Ștefania și Alex. I-am cunoscut, da. Așa, este un proiect susținut de Asociația AFCN, Administrația Fondului Cultural Național. L-am făcut în colaborare cu ceva parteneri, printre care și Holograph, trupa Școala de Actorie și Teatru Victor Iovart, Asociația Ferentari și trupa Playhood. Așa i-am cunoscut pe ei prin intermediul trupei Playhood. Și acest proiect s-a născut din dorința de a susține tinerii dornici de a face ceva în industria muzicală, ai susține și ai ajuta să facă fără costuri tot ce ține de producția unei piese, de la audio la video și așa mai departe. Cred că pentru o trupă aflată la început e foarte important să descopere care ar fi mesajul pe care vor să-l transmită și cei ce visează mi se pare că are un mesaj extrem de puternic și motivațional pentru tineri în general și sunt curioasă care este mai departe parcursul lor. Cum vă închipuiți că va evolua această trupă? Asta chiar nu știu, vom vedea. Sper să aibă succes și să îi urmărească lumea și să-i aprecieze așa cum merită, pentru că sunt tineri frumoși și talentați. Am vedea ce va mai urma. Am făcut 5 piese împreună. Oho. La 3 dintre ele deja avem videoclipuri, la celelalte 2 deocamdată sunt doar niște lyrics video. Au pagina lor de Facebook, de Instagram, canalul lor de YouTube. Vedem cum evoluează lucrurile. Ia spune-ne, Mario, care este canalul vostru de YouTube pentru ca cei de acasă să poată vedea munca voastră de canalul aici nostru de YouTube este The Winners. The Winners, deci așa vă caută oamenii, vă descoperă. Mi se pare multă muncă, iată, foarte multe piese cu 3 clipuri deja finalizate. Cum vă coordonați, Anca? Cum reușiți să vă puneți de acord când să vă întâlniți la repetiții? Bănuiesc că aveți programe diferite, totuși. Da, vorbim cu Julieta și ne întâlnim de obicei în weekenduri, când putem toți, stabilim o oră și facem tot posibilul să ajungem toți. Domnule Romeo, aș vrea să vă rog în această dimineață, pentru că e un moment deosebit pentru acești patru tineri, aș vrea să rămână înregistrat un mesaj din partea dumneavoastră pentru ei și pentru motivația lor. Iată, dacă ei reușesc să motiveze mai departe alți tineri și ei au nevoie de motivație și cred că le-ar prinde bine un mesaj înregistrat pe care să-l asculte așa când își pierd încrederea în industria muzicală din România. N-au voie să-și pierdă încrederea. Eu ce le pot spune? Decât că îi apreciez și
îi prețuiesc pentru felul în care muncesc și determinarea cu care o fac. Nu știu ce perioadă, două luni de când ne cunoaștem, am făcut foarte multe și foarte repede și foarte bine. Eu îi sfătuiesc să o țin așa și să muncească susținut pentru a reuși în orice își propun. Fie că fac muzică, fie că fac teatru sau orice altceva aș voi alege pe viitor. Alex, aș vrea să te întreb și pe tine în această dimineață, ce ți-ai dori pentru trupa The Winners? Unde ați vrea să ajungeți? Care ar fi cea mai mare scenă pe care o visezi tu pentru tine și colegii tăi? Sincer, încă nu m-am gândit la această performanță, pentru că noi momentan suntem la început și încă nu mi-am făcut speranțe. Dar sper că într-o zi o să putem să ajungem la un nivel unde sunt majoritatea trupelor, adică cele mari. Vă ajută faptul că aveți, iată, un mentor atât de dedicat și cu atât de multă experiență? Ștefania, cum ți se pare colaborarea cu Romeo? Aveți ce învățat de la el, nu-i așa? Da, am avut foarte multe de învățat de la el și în continuare avem multe de învățat de la el și ne-a ajutat extrem de mult pe toate porțile și ne-a răspuns la toate întrebările și nelămuririle pe care le-am avut și ne-a ajutat foarte mult pentru experiență în sine și cu emoții și cu tot. Eu să știți că deja vă apreciez foarte tare și îmi place energia voastră și îmi place faptul că sunteți inocenți, puri și că rămâneți cu picioarele pe pământ. Faptul că ați muncit atât de mult în aceste două luni nu v-a făcut să vă luați lumea în cap și e mare lucru să rămâneți așa. Cred că asta e rețeta succesului la un artist. Domnule Romeo, mulțumim tare mult pentru intervenția de astăzi și mulțumim felicitări. Și noi. Mulțumesc bine. Mersi frumos. Felicitări și vouă și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim mult. Bineînțeles, dacă, iată, deja aveți trei clipuri filmate, unul l-am văzut, mai rămân două, așa că vă așteptăm cu drag de fiecare dată când vreți să vă treziți dimineața și să vă începeți ziua alături de noi. Mulțumim! Mulțumim și noi! Acum că i-ați cunoscut pe acești tineri minunați, posibil să nu fi avut timp să mâncați, pentru că nu v-ați putut lua ochii de la ei, așa că venim cu o rețetă pentru voi în această dimineață. De fapt, trei. De la Larisa Cherecheș vin aceste trei rețete de salată de vară cu ton. Bună, dragii mei, și bine ați revenit! Astăzi vom face împreună trei salate cu ton. Sunt trei rețete simple, sănătoase și rapide. Sunt ideale pentru zilele calde de vară. Aceste salate pot fi servite ca aperitiv sau ca fel principal. Eu pregătesc aceste salate cel puțin o dată pe săptămână și sunt sigură că dacă le încercați, veți proceda la fel. Aici găsiți lista ingredientelor și modul de preparare și dacă nu te-ai abonat, o poți face acum, astfel încât nu vei rata următoarele rețete. Prima salată pe care eu am pregătit-o este cea cu năut și ton. Dacă nu aveți năut sau pur și simplu nu îl folosiți în bucătărie, acesta poate fi înlocuit cu fasole. Pentru această rețetă avem nevoie de baby spanac, eu îl iau din propria grădină. După cum auziți, este o zi superbă în care cântă păsărelele. Pentru două persoane eu am folosit circa 80 de grame de spanac, însă puteți pune mai mult sau mai puțin după propriul gust. Și tot din grădină mai avem nevoie și de puțin busuioc, eu adaug busuiocul pur și simplu la orice salată. Pentru început, spăl foarte bine spanacul sau îl las în apă rece pur și simplu 10-15 minute până când pregătesc restul ingredientelor. Cum ați văzut, am amestecat bine toate ingredientele, iar la sfârșit am pus ulei de măsline după gust și puțin busuioc. Iar în salată am pus doar două ouă fierte, cel de-al treilea îl folosesc ca și decor. Adăugăm măslinele negre la sfârșit, iar salata noastră este gata. Înainte de servire, adăugăm sare după gust și încă puțin ulei de măsline.
După cum ați văzut, este o rețetă extrem de simplă și rapidă, care este ideală pentru zilele calde. A doua salată pe care o vom face astăzi este una dintre preferatele mele, este cea cu orez, se poate servi ca aperitiv sau ca fel principal. Rețeta pe care vă spun eu este pentru două porții, servite ca fel principal. Pentru început voi cântări 180 de grame de orez, este indicat orezul pentru salate, însă eu am făcut și cu orez normal și a ieșit la fel, pe care îl vom fierbe în apă cu sare. Un lucru foarte important aici este să fierbeți orezul al dente, adică să îl fierbeți cu un minut, două, mai puțin decât scrie pe ambalaj. În cazul meu scria 17 minute, iar eu l-am lăsat doar 15. Al doilea lucru important este, după ce a fiert orezul, să îl limpeziți repede cu apă rece, în acest fel va rămâne al dente. După ce avem orezul fiert, putem adăuga restul ingredientelor. Pentru această rețetă am folosit 200 de grame de ton în ulei de măsline, peste care voi adăuga 120 de grame de roșii sherry, 1 morcov mic, acesta este opțional, însă ca și busuiocul eu adaug morcovul în orice salată pregătesc. Opțional putem adăuga și 2 linguri de maioneză, care după părerea mea merge de minune cu această salată rece. Zia mai de la o jumătate de lămâie, sare după gust și salata noastră este gata. Va trebui să se la frigider minim o oră după ce ați pregătit-o, după care se poate servi. Aceasta este una dintre salatele mele preferate, este foarte bună și foarte sățioasă. Este o rețetă ideală pentru zilele calde și cu puțină răbdare poate reușiți să-i faceți și pe cei mici să mănânce. Iar ultima salată este o salată caprese cu mozzarella, roșii și ton. Cred că este una dintre cele mai simple salate. Pentru început voi merge în grădină să iau câteva frunze de salată. Pentru aceste rețete puteți folosi orice fel de salată doriți, dintre iceberg, latuga sau cea creață. Voi lua și câteva frunze de busuioc, după cum vă spuneam înainte, adaug busuioc la orice salată, după care vom merge în bucătărie să pregătim salata caprese. Spăl foarte bine salata. Fiind salată din grădină, poate conține foarte mult nisip, după care o voi rupe pur și simplu cu mâinile. Peste salată adaug și 100 de grame de roșii sherry, o cutie de mozzarella mici. Dacă nu aveți mozzarella, puteți folosi o mozzarella întreagă tăiată în cuburi. Adaug și 160 de grame de ton în ulei de măsline. După care voi condimenta salata cu busuioc proaspăt, sare, ulei de măsline și oțet, de preferat cel balsamic. Și după cum ați văzut, în câteva minute obținem o salată simplă, rapidă, sănătoasă și sățioasă, deoarece tonul este foarte bogat în proteine. Acestea sunt cele 3 rețete de salate propuse de mine cu ton.
Eu vi le recomand cu drag și sper din suflet să le încercați. Vă salut, până data viitoare, vă doresc numai bine și poftă bună! În cazul în care nu v-ați săturat cu salată, vă oferim și o porție de cartofi. Când vorbim despre cartofi prăjiți, ne gândim la banalii cartofi puși la prăjit în baia de ulei. Ei bine, acest fel de mâncare înseamnă mai mult decât atât. Cea mai scumpă porție de cartofi prăjiți costă numai puțin de $200 și se găsește în Statele Unite ale Americii, la New York. Dacă sunteți dispuși să plătiți acest preț, veți avea în farfurie pe lângă cartofi grăsime de gâscă, trufe și aur de 23 de carate. Iar din pahare, pardon, cupe, nu va lipsi șampania de cea mai bună calitate. Aș vrea să trecem de la cartofii prăjiți la sportivii care nu mănâncă neapărat cartofi prăjiți pentru că au grijă de sănătatea lor și de felul în care arată și se simt în propriile corpuri pentru a face performanțe indiscutabile, iar eu nu pariez, dar dacă aș fi pariat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, aș fi pariat cu siguranță pe echipa de canotaj a României, mai ales după ce l-am cunoscut și pe antrenorul lor aici la matinal, pe Dorina Lupei. Felicitări fetelor Ancuța Bodnar și Simona Radiș pentru faptul că au cucerit prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de anul acesta. Și făcând această introducere, aș vrea să-i salut pe colegii noștri de la Sport Total FM, mai exact pe Daniel Nazare și Gabriel Maricescu. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Observați că suntem marineri amândoi astăzi, cu dungi mai groase, mai subțiri, dar nu contează. Apropo, Georgia, de cartofi prăjiți de $200 din America. Știi care, mă rog, era la un moment dat cel mai scump, sau cât costa cel mai scump burger din lume? Făcut cu nu știu ce carne de Kobe, amestecat cu nu știu ce sosuri, tot prin America, vreo $1,800. Așa că un hamburger de $1,800 cu o porție de cartofi de $200... A ieșit fast food-ul de $2,000. Da. Și cu o gentuță, probabil, alături, în care ții și un cățeluș din ăla mic, nu? Adică să fie snobismul dus la extrem. Bun, lucruri mai serioase, cu olimpiadă. E frumos. Am vorbit, uite, mai devreme cu Camelia Potec, era la Tokyo. Live. Sigur, de la Tokyo, da. Live. Bun, natația nu are o medalie încă, poate nici nu va avea, dar se simțea, da, deși eram telefonic, se simțea cum zâmbește cu toată gura, cu toată ființa Camelia Potec. Asta pentru că în notul reușește să aducă din nou emoție printre iubitorii români de sport și printre cei de ocazie, așa, cei care se trezesc să se uită la sport odată la 4 ani, de exemplu. Ne uitam noi dimineață pe lista de medalii și ce medalii am cucerit până acum la Olimpiadă. E a 90-a medalie de aur, dacă ne referim la canotaj, la cele două enumerate de Georgia mai devreme, cele două sportive. Este totuși a 20-a medalie de aur din istoria canotajului la Jocurile Olimpice. Practic, canotajul, gimnastic și gimnastica ne-au adus foarte, foarte multe medalii. Canotajul a fost și el la un moment dat într-un declin de 12 ani de când a venit Elisabeta Lipă înapoi la federație. Lucrurile s-au schimbat și iată, avem șanse și la alte medalii. De asta spun că în acest moment canotajul ne salvează și sigur a adus Crima un rezultat bun, dar până acum nu este nimic care să fie în afara prognozei, da? Da. Noi am discutat de 4-6 o medalii, dar cele 3 cucerite până acum, practic, suntem în grafic. Da, a mai existat un sport care ne-a ținut sus la Olimpiade, dar care nu reușește să se redescopere așa cum a făcut-o canotajul, vorbind de caia canoe, da? Începând cu Pațaichin și continuând cu mai multe generații, am tot luat medalii. E, uite că acolo revirimentul se lasă așteptat și nu știm dacă prea curând se va întâmpla ceva, însă cea mai mare tristețe rămâne gimnastica. Adică un sport pe care în multe momente l-ai dominat, nu că ai luat medalii, ție ai devenit un anonim pur și simplu, sau nu existi, nu ești calificat la Olimpiadă, ca și la scrimă, unde avem am avut o sportivă veterană, nu? La 37 de ani, Larisa Iordache este și ea o veterană în gimnastică, pentru că totuși la 25 de ani deja ești un veteran, chiar dacă avem exemplul Drăgulescu 40 sau Ciușovitina 46. În general,
termin cu gimnastica ceva mai repede. Ziua de astăzi nu s-a terminat la Tokyo, pentru că în jurul orei 11 și 15 minute mai avem un meci de box care ne-ar putea aduce o altă medalie. Evident, dacă va fi o victorie pentru Claudia Nechita la box feminin. Așa că s-ar putea să încheiem cea mai prolifică zi de la aceste Jocuri Olimpice chiar astăzi, să rămână în istorie, 28 iulie. Da, mâine dimineață avem două finale pe care le așteptăm, David Popovic la 100 de metri liber și avem și finală de 2 la canotaj cu băieți care și-au câștigat semifinala, iar vineri va fi marea finală de la 8+1, o finală pe care o așteptăm pentru că e prognozat un aur acolo sau e sperat un aur, dacă vreți. E sperat mai bine, hai să spunem așa. E sperat pentru că Noua Zeelandă întotdeauna reprezintă un adversar extrem de puternic și nu poți să știi dinainte ce se va întâmpla. Dar după ce se finalizează cursele astea, de unde mai luăm medalii? E aici întrebarea. De unde mai ciupim ceva? O să aflăm zilele următoare. Până atunci, astăzi două meciuri. Unul la Jocurile Olimpice, pentru că România întâlnește Noua Zeelandă în jurul orei 11 și 30 de minute. Și avem și turul 2 preliminar, manșa retur în Liga Campionilor. CFR Cluj de la ora 20 și 30 de minute întâlnește formația din Gibraltar, cum îmi place mie să formația spun. Din Gibraltar, o da. Formație cu nume de limuzină, da? Lincoln se numește, campioana Gibraltarului. Sigur, a fost 2-1 pentru CFR Cluj în tur, n-ar trebui să fie probleme. Da, dar ar trebui să fie o calificare cu o dublă victorie. Adică trebuie așa să... ar fi frumos. E vorba și de punctele pe care le aduci pentru coeficientul de țară în cupele europene și e vorba și de blazon. Adică nu, avem o campioană a României care joacă pe teren propriu cu o campioană din Gibraltar, de pe o stâncă de acolo, și ar fi tare, tare rușinos. Cum ar fi să se întâmple un 1-2 și un 0-0 la Cluj? Calificare... Trist ar fi, da. Extrem de trist. Știi cum se scria pe vremuri? Calificare cu forcepsul. Sau victorie cu forcepsul. Da, da. Fără glorie. Fără glorie. Fără glorie. Ce... Bine, nu e nicio glorie și dacă bați de două ori echipă din Gibraltar, aici nu e vorba de glorie. Glorie va fi când va ajunge în grupele Europa League sau Champions League, da? Mai va până atunci. Cam atât pentru astăzi, Georgia. Nu uitați de hamburgerul de 1800 și de cartofii de 200. Îți dai seama cât o fi sarea și piperul cât va costa. Ai sarea adusă direct din Tibet, te rog frumos, adică... Toate bune. Toate bune. Mulțumim, băieți, să știți că aș avea și eu câteva obiecte vestimentare tot așa la suprapreț pe care să vi le recomand. Din păcate nu putem să facem reclamă, dar o să vă trimit așa câteva poze pentru deliciul vostru personal. Dar poate că astrele ne vor spune că ne permitem aceste lucruri extravagante. Aflăm în câteva momente pentru că urmează horoscopul zilei. Berbec, discuțiile pe care le porți cu oamenii pe care îi întâlnești te ajută să ai mai multă încredere în tine și să faci schimbări îndrăznețe în viața profesională. Este posibil să începi un proiect interesant care îți aduce doar beneficii frumoase într-un timp destul de scurt. Taur, ziua de miercuri pare să fie una destul de activă și interesantă pentru tine. Participi la câteva întâlniri importante, unde ai ocazia să întâlnești persoane ce te vor ajuta foarte mult în viitorul apropiat în ceea ce privește viața profesională. Spre seară te relaxezi în compania celor dragi. Gemeni, astăzi întreaga atenție este îndreptată asupra vieții profesionale, unde te ocupi de câteva task-uri destul de importante. Planurile pe care le prezinți superiorilor par să fie unele îndrăznețe și vor aduce rezultatele pe care toată lumea le așteaptă. Spre seară te bucuri de compania celor dragi. Rac, conjunctura de astăzi te convinge să-ți concentrezi întreaga atenție asupra vieții profesionale, unde ai posibilitatea de a rezolva un task destul de important. Ideile cu care vii sunt unice și îndrăznețe, iar superiorii sunt foarte mândri de evoluția ta și te pot răsplăti cu un bonus substanțial. Leu, ziua de miercuri te găsește destul de relaxat, nu ai foarte multe task-uri pe care trebuie să le rezolvi, motiv pentru care după orele prânzului ești deja liber. Încerci să-ți surprinzi partenerul de cuplu cu un cadou frumos, așa că mergi pe la magazine în căutarea darului perfect. Fecioară, astăzi mai mult ca oricând partenerul de cuplu are nevoie de sprijinul tău moral. Acesta trece printr-o perioadă mai dificilă în ceea ce privește viața personală și este important ca tu să-i fii alături și să-i demonstrezi cât de mult înseamnă pentru tine și să-i ridici moralul. Balanță. Astăzi hotărăști că este timpul să-ți încerci norocul în ceea ce privește viața profesională. Îți iei inima în dinți și faci o investiție importantă. Alegi un drum anevoios, însă asta nu înseamnă că nu va fi unul de succes. Îți recomand să ai răbdare, multe se vor întâmpla în această perioadă.
Scorpion, o persoană importantă pentru tine îți poate face o propunere interesantă de colaborare. Oferta sună foarte bine, însă încearcă să analizezi situația cu mare atenție înainte de a lua o decizie finală. De asemenea, îți recomand să te sfătuiești și cu partenerul de cuplu. Săgetător, oricât de mult ai munci astăzi, nu vei obține ceea ce îți dorești. Astrele nu sunt de partea ta, așa că îți recomand să nu te stresezi foarte mult. Ai răbdare, în scurt timp lucrurile se vor întoarce în favoarea ta. Până atunci, ocupă-te doar de sarcinile obișnuite și încearcă să stai departe de schimbări. Capricorn, în această zi te vei lovi de mici probleme de comunicare și nu reușești să te exprimi foarte bine. Din această cauză riști să fii înțeles greșit atât de colegii de muncă, dar și de partenerul de viață. Nu te implica în proiecte noi pentru că ai deja foarte multe lucruri de făcut și foarte mult de muncă și te vei supra-solicita. Partenerul de viață este foarte înțelegător în această perioadă, însă are nevoie de mai multă atenție din partea ta. Vărsător, ai foarte multe lucruri de rezolvat, dar nu te simți chiar în apele tale. Îți este destul de greu să te concentrezi, în special asupra sarcinilor care cer foarte mult tact. De aceea ar fi bine să rămâi la activitățile de rutină. Din fericire, intuiția ta funcționează foarte bine astăzi și te va ajuta să ieși din orice situație tensionată care ar putea apărea. Pești, în această după-amiază este foarte posibil să primești vizita unei rude pe care nu ai mai văzut-o de foarte multă vreme. Îți va aduce o veste care te va pune pe gânduri cu privire la anumite planuri de viitor. Din acest motiv, ar fi bine să nu-ți faci un program foarte exact pentru că va suferi cu siguranță modificări și eviți astfel să te pui într-o situație delicată. Aflăm în detaliu horoscopul zilei pe horoscop.cudica.ro și până vine Ileana Voicuhina, să știți că avem și noi o veste pentru voi. O știre, dar este și o veste în aceeași măsură, să știți că procentul mediilor sub 5 de la evaluarea națională din acest an este aproape dublu în mediul rural față de cel urban. Mulți elevi de clasa 8-a nici măcar nu au trecut prin acest filtru. O parte dintre ei au preferat să meargă direct către școala profesională sau chiar spre abandon. În timp ce ies la iveală cazuri în care chiar conducerea școlii accentuează acest fenomen. Mulți elevi de clasa 8-a din mediul rural evită să se mai înscrie la examenul de evaluare națională. Ei merg direct la școlile profesionale sau chiar renunță definitiv la școală. Ce a condus la această situație este dificil de explicat, însă un caz șocant a ieșit la iveală dintr-o comună din județul Olt. Directorul unității de învățământ a precizat că din 17 elevi au fost înscriși doar 6 pentru a susține examenul. Teoretic, un copil care nu are un bagaj minim de competențe nu ar trebui să ajungă la evaluarea națională și ar trebui să facă o intervenție anuală, fie în special după evaluările de la clasa 2, 4 și 6, fie în fiecare an. Nu sunt certe motivele pentru care elevii evită să se înscrie la examen, însă există școli care practică varianta de a-i descuraja pe copii să susțină examenul pentru ca aceștia să nu strice rata de promovabilitate a unității de învățământ. Realitatea tristă este că mulți dintre elevi ajung la abandon școlar. În cazurile mai bune, ei merg spre școlile profesionale. Școlile profesionale nu ar trebui văzute ca destinația celor care au note sau medii sub 5 la examenul de evaluare națională. Nu acesta este scopul. Și prin proiectul România Educată, cred că tocmai asta se urmărește, ridicarea școlilor profesionale, nivelului școlilor profesionale la nivel de liceu, astfel încât să devină atractive. De altfel, anul acesta, procentul mediilor sub 5 la evaluarea națională a fost dublu în mediul rural față de cel urban. În acest context în care v-am prezentat această știre, să știți că ne dorim să aducem o contribuție cât de mică în această dimineață și să-i ajutăm pe tineri să se orienteze mai bine în viață, pentru că e drept, piața muncii este într-o continuă schimbare și cumva și elementele de care, ancorele pe care ar trebui să le aibă tinerii în generația noastră sunt și ele schimbătoare, așa că dacă aveți nevoie de un sfat despre cum ar trebui să vă alegeți drumul în carieră, acest sfat vine în această dimineață de la Cristian Dorobanțu, care este fondatorul Leaders Tribe, este alături de mine și spun pe această cale bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața și bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Mulțumim și noi că te-ai alăturat matinalului, o să te surprind puțin în această dimineață, nu știu ce o să te întreb, dar aș vrea să facem o fugă în trecut, în trecutul tău și să-mi povestești puțin despre cum ai reușit tu să-ți alegi cariera care să ți se potrivească. Ai avut un parcurs lin, neted sau ai avut și tu suișuri și coborâși? Da, nu, n-a fost un parcurs lin, a fost un parcurs cu suișuri, cu coborâșuri. Pot spune că nu am știut că voi ajunge aici să fac acest lucru. Am început, cred că cum a început toată lumea, cu cariera sau avându-i ca îndrumători pe părinți, care mi-a spus, ok, trebuie să mergi la școală, ai note bune, să ai un job bun, astfel încât să ai stabilitate, ceea ce am și făcut, ceea ce cred că am și reușit, doar că la un moment dat am zis că trebuie să schimb ceva, pentru că simțeam că nu e
nu mă simțeam confortabil. Deși din punct de vedere financiar era bine, din punct de vedere personal simțeam că nu fac ceva pentru mine. Și m-am aruncat așa la un dat un pic cu capul înainte și am zis ok, trebuie să fac altceva. Și am început să încerc, adică am experimentat să văd exact ce este ceva care să-mi placă și am ajuns aici, pot spune, la un moment dat întâmplător, dar cumva era un pic pe traiectoria pe care deja mersesem și am văzut că îmi place, am văzut că am și rezultate, pentru că până la urmă, dacă n-ai rezultate din ceea ce faci, în special ce fac eu acum, că lucrez cu oameni în mod direct, unul la unul, am văzut, ok, funcționează, este bine, îmi place, oamenii se simt bine, se simt relaxați, au și rezultate și zic, ok, cred că trebuie să continui pe partea asta. Dar n-a fost ușor, adică a fost așa. Să știi că am remarcat de-a lungul timpului, vorbim cu foarte mulți oameni de când m-am angajat aici, că mai toți am experimentat această traumă a reconfigurării profesionale, a faptului că am muncit foarte mult să terminăm niște studii într-un domeniu care nu ne-a plăcut neapărat. În încercarea aceasta disperată de a obține stabilitatea mult visată și de părinții noștri, nu e nici vina lor. Cumva ar trebui să înțelegem că noi nu putem să controlăm viața, e viața de imprevizibilă, putem să controlăm ce facem acum, cum ne simțim acum și ideal ar fi să ne simțim fericiți. Exact. Cum îi explici unui tânăr la început de drum că este în regulă să abandoneze tiparele pe care părinții i le predau așa încă din copilărie și să-și găsească propria cale către fericire? Cred că acum nu trebuie neapărat să le spunem noi, nici am văzut, deja experimentează acest lucru. Cumva pot spune că nu neapărat că nu ascultă de părinți, dar cumva ei acum încercă să se identifice pe ei. Adică ceea ce noi sau generația anterioară am făcut acest lucru un pic mai târziu, ei cumva fac lucrul ăsta de mai devreme. Și se tot spune acum despre generația tânără că nu sunt muncitori, că nu sunt serioși la locul de muncă și așa mai departe, doar că trebuie să avem în vedere faptul că ei acum au opțiuni pe care noi nu le aveam, în primul rând, și dacă noi la vremea noastră trebuia să muncim ca să supraviețuim sau ca să mergem la școală sau ca să ne plătim chiria, e bine, acum ei au această opțiune de a nu munci și a sta acasă, ceea ce, din punctul de vedere, este foarte bine, pentru că, regăsindu-se de la o vârstă mult mai fragedă, cu siguranță vor fi mai fericiți, pentru că, până la urmă, ăsta este obiectivul. Securitatea financiară este doar o metodă. Putem să avem sau să nu avem securitate financiară, să fim fericiți sau să nu fim fericiți. Partea asta cu securitatea financiară cred că e un pic de domeniul trecutului și nu mai este ceva care este atât de greu de obținut, pentru că, cel puțin în orașele mari, doar dacă nu vrei, nu poți să nu muncești sau nu ai un loc de muncă. Cine spune că nu găsesc un loc de muncă este că, ok, nu vreau de fapt să găsesc un loc de muncă sau am eu anumite pretenții care nu sunt realiste cu ceea ce știu să fac. Dar asta este bine din punctul meu de vedere, pentru că ei acum experimentează, fac ceva care le place sau cred la început că le place, după care văd că nu-l place și tot schimbă până când vor găsi. Este, cum să zic, ca în orice proces, în momentul în care ceva nu funcționează. Experimentăm până când găsim ceva. Și zic eu că ăsta este un progres și dacă angajatorii cumva nu reușesc să-i stăpânească pe cei din generația nouă, nu este vina celor din generația nouă, este că cei din generația veche nu s-au adaptat și cumva spun, ok, păi tu ești ca o mașină nouă, trebuie să funcționezi cu benzină din 1950. Nu merge. Este același lucru. Foarte interesantă analogia. Să știi că sunt de multe ori puse în discuție vremurile pe care le trăim și vremurile pe care le-au trăit părinții noștri și spun mulți că în vremea comunismului nu aveai cum să nu găsești un loc de muncă, nu puteai să mori de foame, aveai o locuință. Cred că lucrurile sunt la fel și acum. Cred că dacă muncești, reziști, supraviețuiești, dar nu despre asta este vorba acum. S-a schimbat puțin paradigma și avem voie să fim fericiți și chiar trebuie să fim fericiți. Da, lucrurile s-au schimbat destul de mult și lucrurile se schimbă în continuare. Și țin minte, se întâmpla undeva în 2011-2012, m-am angajat într-o corporație de IT și locul respectiv de muncă nu exista până în momentul în care eu m-am angajat. Adică cu câteva luni înainte se deschisese echipa, se deschiseseră pozițiile și așa a fost să fie, m-am angajat și eu acolo pe poziția respectivă. Adică n-aveam cum să mă pregătesc pentru ceva, adică ei m-au luat cu ceea ce știam ca și noțiuni de bază și a zis, ok, te învățăm ce trebuie să faci pe poziția respectivă. Și după câțiva ani de zile, poziția, adică ea a venit din alte țări, a venit în România, după care s-a făcut tranziția în altă țară, mai exact în India. Deci cumva piața acum
este foarte, foarte flexibilă și foarte dinamică. Au mai rămas doar câteva meserii, cum ar fi medicina sau cadrul militar, avocatura. Mai sunt foarte puține care cumva seamănă cu ceea ce era înainte. Dar acum dinamica este foarte, foarte mare și să spunem, ok, vreau să fiu inginer, constructor, s-au schimbat și astea. Adică tot acum e pe calculator, lucrurile s-au schimbat. Anumite poziții care înainte erau disponibile, acum nu mai sunt, sau au fost plătite de calculator. Și că spuneai de partea asta de subsistență, adică de supraviețuire. Da, înainte erai obligat să muncești, adică te duceai, ieșeai din facultate sau dacă din liceu, dacă nu, trebuia să muncești pentru că mai era, între ghilimele, nespus obligatoriu. Dar acum avem opțiuni, putem să facem exact ce ne dorim să facem. Opțiuni sunt nelimitate, în special, cum am spus, în orașele mai mari și faptul că în orașele mai mici nu sunt locuri de muncă nu mai este o scuză, pentru că acum, dacă înainte nu exista opțiunea să zic, ok, cum ar fi de oportunitățile din București dacă eu sunt dintr-un vârf de munte? Înainte nu aveai cum. Acum există internet care aproape este gratuit sau, dacă nu este gratuit, mergem într-un loc unde este gratuit și ne putem muta, adică această relocare, flexibilitate ne-a permis să nu mai putem da vina că, ok, unde suntem noi nu găsim un loc de muncă. Că asta nu mai zic de cei care pleacă inclusiv din țară, ceea ce personal nu recomand decât pe termen scurt ca și experiență. În România sunt nu multe, ci foarte multe oportunități și să facem ce vrem noi și bine plătiți. Adică trebuie doar să fim mai bine informați. Pentru că, uite, lucrez atât cu antreprenori cât și cu persoane fizice care sunt angajați și se pleacă de la premisa, pentru că nici măcar nu știu cum să-și negocieze salariul. Sau nu știu exact care sunt oportunitățile în piață. Și de multe ori, adică și-au obținut mări semnificative la același angajator doar pentru că s-au dus și au știut acest lucru că se poate. Este bine să fim informați, ar fi bine să se predea în școală măcar un pic, pentru că am făcut 15 ani de școală și nu m-am învățat cum să mă prezint la un interviu, absolut deloc. Adică a fost, zic, ok, învăț ca să fiu angajat, pentru că pentru asta ne pregătește școala, cu mici excepții, dar nu mă învață cum să mă prezint la un interviu. Pentru că, cumva, în momentul în care am văzut cât de important e interviul, m-am pregătit, adică am plătit cursuri, m-am specializat, am citit cărți și în 3 ani de zile am reușit să-mi cresc venitul aproape de 3 ori, fără să adaug vreo abilitate anume, ci pur și simplu că am învățat să mă vin mai bine. Am învățat să comunic mai bine, să, până la urmă, să pun pe masă ceva, pentru că degeaba tu știi dacă eu sunt bun, dacă cel care mă angajează nu știe că sunt bun și nu știu cum să-i spun că sunt bun. Adică piața muncii acum la noi este foarte, foarte interesantă, este într-o recuperare față de ceea ce s-a întâmplat anul trecut. A fost total diferit ce s-a întâmplat anul trecut față de criza anterioară, când acum în 2008-2009 oamenii își pierdeau locul de muncă cumva cum erau trimiși într-un șomaj tehnic, adică totuși primeau ceva, exista acolo ce spune oarecare stabilitate, dar acum piața revine și revenim iar pe într-o piață în care este a angajatului, nu a angajatorului, adică cumva angajatul e cel care un pic scrie un pic regulile și zic eu din nou că este bine, adică asta înseamnă că este creștere, vedem că sunt inclusiv muncitori din alte țări, ceea ce din nou ar trebui să însemne prosperitate. Am văzut că mulți zic că este rău. Nu cred că este rău. Adică, de ce să fie rău? Și uite că spuneai de studii și am văzut că era chiar inclusiv un documentar mai devreme despre rata de promovabilitate. Este, cum să spun, studiile acum nu mai sunt un impediment în a avea un trai decent. Adică sunt foarte mulți, cunosc foarte mulți oameni care nu au studii superioare, care nu au inclusiv bacul dat și care câștigă nu bine, ci foarte, foarte bine, pentru că s-au specializat pe o anumită arie. Uite, ca să-ți dau un exemplu, acasă, pentru că am centrală, la un moment dat s-a stricat, a venit cineva să-mi o repare, a durat 10 minute, a costat 300 de lei. Dar el era specializat pe reparări de centrale termice, era pe cont propriu, piesele, nu știu dacă au costat mai mult de 50 de lei, cred că e mult 50 de lei, dar era specializat pe ceva, adică meseriile care la un moment dat cumva erau blamate, cei care au rămas acum nu câștigă bine, ci foarte bine. Adică câștigă mai mult decât cineva care este într-o corporație în poziții de management. Muncește și mai puțin și face cumva și ce îi place și... Da, face și ce îi place, adică l-am văzut că era foarte fericit, am și discutat un pic cu el pentru că îmi place să mai iau feedback și de oameni care sunt în piață și am zis, da, eu asta știu să fac.
este cerere, face din fericire, nu prea e concurență, cu oamenii nu se mai implică și cumva pe piața din România am văzut că s-au discreditat meseriile acestea. Pe când în alte țări, cumva ele sunt promovate ca fiind ceva de bine. La noi, dacă acum spui că ești în liceu și vrei să fii electrician sau vrei să fii instalator, cumva e o... Te ia cineva peste picior și îți spune exact. Că vrei să devii avocat, medic. Exact, dar dacă ar ști cât se câștigă și cât de ușor se câștigă, bineînțeles, dacă trebuie să fii și bun pe asta, și nu e ușor, adică nu e greu să fii bun, se câștigă nu bine, ci foarte bine, ești independent, dar, cum să spun... Copiii din ziua dată ar trebui să știe de aceste opțiuni, pentru că vorbeam de opțiuni. Dacă nu știi despre ele, de unde să le iei? Și bine să le știm de la început. Adică părinții cumva ar trebui acum să zică, ok, ce se face la școală, este suficient sau nu? Haideți să ne grupăm, să pregătim copiii, să venim cu opțiuni, să luăm oameni din diferite companii, să luăm oameni antreprenori, să luăm oameni din management, să luăm oameni care au reușit în ceea ce fac, pentru că am lucrat ca și angajat de la call center până în IT și în aceleași echipe erau oameni fericiți și oameni mai puțin fericiți. Dar îți pot spune că cei nefericiți erau cei care nu aveau rezultate. Și dacă vin și te întreb pe tine, ok, cum este să lucrezi într-un anumit loc de muncă și tu o să spui în funcție de cât de performant ești sau nu. Dacă nu ești performant, o să spui că nu e bine acolo, nu recomand. Dacă ești performant, o să spui da, e ok, e bine. Și cumva... E o paradigmă, pentru că de multe ori ne înconjurăm mult mai ușor de oameni care nu au succes și spun că peste tot e greu. Dar ei vor spune din experiența lor. Adică, uite, în call center, eu recomand asta tuturor care sunt la început de drum să lucreze într-un call center, nu neapărat să facă o carieră, dar să lucreze pentru început, pentru că îi va învăța ceva ce este cel mai esențial, comunicarea. Vei învăța să vorbești cu oamenii, vei învăța să asculți, pentru că e foarte important să asculți, și este un punct foarte bun de plecare. Adică nu bun, ci foarte, foarte bun. Eu am făcut asta încă din timpul facultății, part-time și full-time uneori, cât am putut, și m-a ajutat foarte mult după ce am terminat studiile. Pentru că, țin bine foarte, foarte minte, se întâmpla în 2010 când terminam facultatea. În timpul facultății lucram, eram eu și cu încă doi băieți, eram 24 de studenți în grupă. În 2010 era criza cea mai puternică la noi în România și după 6 luni am făcut o reuniune, tot noi cei trei aveam un loc de muncă. De ce? Pentru că la interviuri întreba ce știi să faci, întreba ce să faci. Și mulți dintre ei, păi, ok, am facultatea, am o diplomă. Bun, da. Abia am terminat facultatea, exact. Ce vrei de la mine. Exact. Da. Și experiența asta este, să spun, din punctul meu de vedere, trebuie să fie obligatorie. Și mai ales în acei ani de zile în care studiem, să experimentăm, pentru că ne permite timpul. Ar trebui să ne permită timpul, dar acum ne permite timpul este că nu gestionăm bine. Și o să vedem că nu e atât de rău să muncești, este foarte bine. E altceva când îți cumperi ceva pe banii tăi. Chiar dacă, ok, poate avem, cum am spus, acele opțiuni în care în ziua de astăzi mulți copii pot să nu lucreze, este de preferat să lucreze, să vadă cum este și altfel o să vom crește noi ca societate în momentul în care vom pune accent că este bine să muncim și dacă cumva ajungem să blamăm oricare din meserii, cred că este vina noastră, cea a adulților, că facem acest lucru. Și vedem asta că o facem prin diferite filme, prin diferite emisiuni, că se blamează anumite meserii, doar că ele de fapt sunt foarte bune și ar trebui să încurajăm în special aceste meserii care cumva văd că tind să dispară, dar încă este nevoie foarte, foarte mare de ele. Uite, eu am lucrat ca recepționer într-o perioadă pentru 3 luni. Cumva a fost o experiență, nu mi-am dorit să fac fix 3 luni, pentru că după aceea ieșeam din perioada de probă și trebuia să semnez contractul de muncă definitiv. Am trișat puțin, dar m-a ajutat mult. Și în aceeași măsură, în exact aceeași perioadă, se conturau lucruri pentru mine, dar eram în continuare confuză, nu știam ce vreau să fac. Aș vrea să te întreb, nu vreau să vorbim despre cele mai bănoase meserii, pentru că poate nu e asta esența vieții. Vreau să te întreb pentru un tânăr confuz, care e clasa 11, a 12, a anul întâi de facultate, anul 2, poate chiar a terminat o facultate, dar nu știe ce să facă pe mai departe în carieră. Etapizat, mai avem vreo 2 minuțele, dacă ai putea să fii suficient, te-aș fi profund recunoscătoare. Etapizat, care ar trebui să fie pașii pe care ar trebui să-i facă către desăvârșire?
Păi, în primul rând, ar trebui să vorbească cu cât mai multă lume care deja lucrează. Că sunt prieteni, că sunt cunoștințe. Dacă nu are cunoștințe necesare, să intre pe LinkedIn și acolo va găsi foarte mulți oameni și fi sigur că vor fi deschiși să discute despre ceea ce fac. Adică pur și simplu să întrebe cum e ceea ce faci. Să-și facă o listă cu posibile profesii pe care ar vrea să le urmeze și să începe să înceapă să experimenteze. Și să nu-i fie frică să înceapă de undeva. Pentru că experiența aia, cum mai spui și tu, calculat care e recepționer și acum faci cu totul și totul altceva, este o experiență muncă care te va învăța ceva. Orice experiență este utilă. Și în momentul în care, adică, vorbești, e un feedback real din piața reală, este mai de preferat să vorbești cu cineva care ți-e străin, că îi va fi mai ușor să-ți dea un feedback real. Și după aceea îți faci o listă, după care pasul 3, să începi să aplici la un loc de muncă, indiferent care este el, și vei vedea după aceea pe parcurs. Pentru că obiectivul ar trebui să fim fericiți. Cariera este o metodă în a fi fericit, indiferent care este ea. Cum ai spus, nu contează banii, cât bani câștigăm sau nu. Putem fi fericiți și cu 1000 de euro, și cu 300 de euro, și cu 10.000 de euro. Sau putem fi nefericiți cu aceeași sumă de bani. Și trebuie să experimentăm. Dacă e ceva, adică cuvântul pe care aș pune accent este a experimenta. Pentru că doar așa putem să aflăm dacă într-adevăr ceea ce am planificat noi acasă se pupă cu practica. Pentru că în momentul în care noi doar punem pe hârtie, este teorie. În momentul în care și intrăm în piața muncii reală, vedem exact dacă funcționează sau nu. Este la fel, dacă pot să fac o analogie, ca în relație. Ok, o vedem pe cineva, ne place, dar abia după ce consumăm niște timp împreună, vedem dacă ne potrivim sau nu. Este la fel și aici, trebuie să experimentăm. În vremurile din trecut în care nu aveam opțiunea de a experimenta și începeam pe ceva și continuam, nu mai sunt, sau dacă mai sunt doar excepții. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența de emisiunea de astăzi și pentru faptul că ai pus accentul acolo unde trebuie, tocmai că nu trebuie să trăim sub presiunea lui trebuie. Nu, da. Și să nu ne panicăm de faptul că un drum este definitiv. Lucrurile sunt în continuă schimbare, la fel și noi, și ar trebui să rămânem deschiși. Îți mulțumesc tare mult! Cu drag și încă o dată mulțumesc de invitație! Mulțumim! Mai departe o să luăm o scurtă pauză, dar rămâneți alături de noi, căci avem informații foarte interesante astăzi, după cum tocmai ați văzut, așa că eu zic că merită să vă petreceți dimineața alături de noi.